Ofer un set de jante absolut gratuit pentru oricine mi-arată un design pe care eu l-am replicat, l-am copiat, am pus semnul de la Marius Design House în mijloc și am spus că este setul meu. Avem primul concurent cu un mesaj destul de incisiv. Setul în cauză este acesta. Îl fac așa ca să-l vedeți mai bine. De la depărtare, designul este similar într-adevăr, însă secretul stă în detalii, iar astăzi o să vorbim mai pe larg despre stiluri. De un exemplu de stil cu 5 spițe în Y, ultra folosit de o groază de companii. Sau stilul ăsta, care este la fel de faimos. Toate jantele pe care le-ați văzut sunt similare, însă nu sunt niște copii. Elementul principal al stilului din care face parte designul nostru este această spiță în U sau V și această spiță micuță atașată de el. Această temă o găsim și în designul trimis de urmăritorul nostru. Însă spița principală formează de data asta un Y, iar spița secundară este mai mare și unghiurile sunt diferite. Uite aici un exemplu în care spița secundară o găsim pe exterior sau dacă o analizăm așa, o găsim pe interior. Un design foarte cunoscut care face și el parte din acest stil este ăsta de la Mensuri. Uite, aici am desenat foarte rapid mai multe idei de jante în același stil. Ca să vedem dacă într-adevăr am furat cu nerușinare un design și mi-am pus capacul pe mijloc spunând că este janta mea, ar trebui să analizăm cele două jante și în detaliu. Putem vedea foarte ușor că buza primei jante este sculptată și are mai multe praguri, în timp ce varianta Design House are o pantă lină. Designul centrului jantei este clar total diferit, iar diferențele se văd clar și în structura spiței. Așa în designul nostru, așa în designul pe care l-am primit de la urmăritorul nostru. Aceasta este schița de la care am plecat, însă legătura asta mică de aici a dispărut între timp, că aglomera foarte tare centrul. În concluzie, setul gratis este încă în joc. Îmi pare rău că nu putem oferi setul primului nostru concurent, însă noi știm că el deja și-a achiziționat mai multe seturi foarte frumoase, pe care cu siguranță și le-a ales pe sprânceană, mai ales având un ochi atât de ager și atât de multe variante din care să-și aleagă. Seară frumoasă și vă aștept cu alte propuneri.